Aici, aici. Ca de obicei, m-am consultat cu voi pe grupul Dr. Dre Vehicule Electrice, unde v-am întrebat ce culoare vreți să aibă bicicleta pe care o prezint în acest review. După care am dat răspunsurile voastre mai departe la Jelly, într-o și s-a întâmplat asta. Iar acum vreau să vă mai întreb un lucru. Pentru a vedea bicicletele mai amănunțit și pentru a avea și eu mai mult spațiu aici, sunteți de acord să le vedem pe rând? Adică să iau câte una pe birou și să o prezint? Perfect, așa facem. Hai să începem cu cea portocalie. Avem aici o bicicletă pliabilă din toate colțurile posibile, dar înainte de asta eu zic să vedem partea electrică. Avem o instalație pe 36V, o baterie de 8,8 Ah și un motor de 250W pe o roată de 20 inci. Acum, puteți să mă credeți pe cuvânt sau să faceți voi un test. Motorul de 250W conceput pentru roata de 20 de inci este mult mai puternic decât un motor conceput pentru roata de trotinetă de 10 sau 8 inci. Ca și dimensiune, motoarele de genul ăsta pe trotinetă au undeva la 1000W. Și după testul făcut de mine pot să spun că se simte la fel de puternic un motor de 250W pe o roată mare cu un motor de 1000W pe o roată mică. Asta mi se pare mie o diferență foarte mare. Dacă motorul e făcut să stea pe 20 de inci, o să meargă foarte bine. Despre controller nu pot să zic nimic momentan pentru că avem niște șuruburi de desfăcut ca să ajungem la el, dar pot să vă zic despre display. Avem un display S866, foarte comun pe bicicletele electrice, chiar l-am avut și eu montat pe bicicleta mea do it yourself, care din păcate sau din fericire, depinde cum vedem situația, este blocat cu un cod la intrarea în setări. Așa că noi nu avem acces decât să vedem diverse statistici, cum ar fi trip, odo, voltajul și să schimbăm viteza. Avem 5 viteze și cu nivelul 0, 6. Nivelul 0 înseamnă fără asistare. Și cam atât, asta e singura componentă electrică de pe ghidon. Nu avem trăgaci sau buton de accelerație. Cablurile foarte ordonate, avem un singur cablu electric care duce de la display la controller. Restul sunt schimbătoare de viteză și frâne. După care mai avem un cablu care iese din controller și duce către motor. Și încă un cablu, în total 3. Ultimul cablu este de la asistarea pedalelor. Și acum vine partea interesantă, pentru că avem aici o mufă cu 3 pini. Asta înseamnă că putem instala pe ea orice fel de accelerație vrem. Și fără să pierdem garanția. Nu e neapărat nevoie de asta, dar sunt oameni ca mine, de exemplu, care câteodată vor să aibă un buton să accelereze, nu vor să pedaleze deloc. Și ultimele componente electrice de pe bicicletă sunt luminile. Pe față avem un far care se activează din butonul plus al display-ului, iar pe spate avem un stop care funcționează pe două baterii, la o putere de 3V și are 3 moduri de luminozitate. Back, strobo și SOS. Acum, în funcție de ce fire avem disponibile în controller, e posibil să-l putem lega și pe ăsta la baterie. Iar asta fiind spuse, hai să vedem acum partea mecanică. Avem roțile, după cum am spus, 20 de inci cu anvelope de la Kenda, cu cameră, discuri pe 160 de mm cu frâne mecanice, avem spițe negre și nipluri argintii. Mi se pare foarte elegant coloristica. Spițele se asortează cu janta și niplurile cu discul de frână. Mie mi se pare foarte frumos. Ochi de pisică pe ambele roți și pe pedale. Suspensie hidraulică în partea din față și fără suspensie în partea din spate. Dar vreau să spun despre suspensia asta că nici nu se compară cu suspensia hidraulică de pe o trotinetă. Asta chiar este comodă. Cred că dacă apăs acum pe ea, cu o singură mână funcționează. Deci foarte ok la capitolul ăsta, chiar dacă nu are pe spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viteze în spate. Deci avem 6 viteze electrice, 6 viteze mecanice. Avem apărători de noroi lungi, chiar utile de data asta, nu sunt doar așa de formă, sunt pe toată suprafața roții pe unde poate sări noroi, pietre sau apă și ajungem la muncă cu o frumoasă dungă maro pe spate. Mai avem aici un portbagaj, posibil să țină 10 kg, cam așa e standardul, posibil să țină mai mult, pare destul de solid, dar nu am un număr să vă spun exact cât suportă. E foarte bine că e aici, câteodată eu, de exemplu, mai am cutii de cărat, mai am lucruri de transportat, foarte bine că am un portbagaj. Iar acum, hai să pliem. Șaua este ajustabilă la toate bicicletele, deci nu avem ceva nou aici, doar că nu știu dacă e atât de ajustabilă la bicicletele clasice. Înălțând șaua atât de mult, plus ghidonul, care și el are același mecanism,
Pentru că nu am loc să-l deschid pe tot aici, ne dă posibilitatea să folosim această bicicletă, indiferent că avem 1,50 m sau 3 metri. Dar lăsăm șaua pliată acum, a ieșit pe partea asta. O să pliez ghidonul de aici, unde avem un pin pe care îl apăsăm, după care tragem clapeta, după care lăsăm ghidonul care are o direcție precisă, se lasă exact așa. Nu se poate lăsa în partea cealaltă sau în față sau nu știu cum. Avem din nou aici un pin, o clapetă și o balama ranforsată. Cred că e același stil de balama ca cea de la ușa de la mașină. Deci foarte, foarte rezistentă. Și așa economisim o grămadă de spațiu, mai ales dacă locuim într-o garsonieră cum locuiesc eu și avem nevoie de fiecare metru pătrat pe care putem să-l economisim. Mai putem plia și pedalele. Apăsăm pe ele și le pliem sus sau jos, cum vrem noi. Iar acum bicicleta se va sprijini pe cricul suplimentar de aici și poate fi depozitată sau putem să ne uităm la baterie. Avem aici un conector cu doi pini de la controller care odată ce pliem bicicleta se deconectează și practic tăiem curentul de la baterie către controller. Și cu setul de chei inclus putem să scoatem bateria de aici ca un cartuș și o putem închide dacă vrem, nu știu cu ce motiv am face asta, sau o putem încărca separat pe birou. Avem port de încărcare atât în bicicletă cât și în baterie. Hai să vedem acum ce se ascunde după aceste șuruburi de aici. Ia să vedem, mufa de alimentare. Okay. Un controller de 16 amperi. Din păcate nu mai avem niciun fir disponibil aici pentru a adăuga un step down sau orice vrem noi să adăugăm. În afară de această mufă de aici. Pe ea putem adăuga și alte mufe sau nu știu, putem face un split. Asta e singura opțiune pe care o avem. Am găsit aici pe baterie două șuruburi și în lateral încă două, în capăt încă două aici. Și mă întreb eu așa, ce se întâmplă dacă le deșurubez și scot de aici clemele astea? Foarte frumos. Turcoaz. Foarte tare. Foarte frumos lucrată bateria asta cu celule 2200 de mAh, cu distanțatoare de plastic între ele, foarte frumos, foarte profi, un mini BMS aici, câteva cabluri de ieșire și asta e tot. Da, din punctul de vedere al siguranței, nota 10. Ok, așa arată înăuntru, acum eu cred că am vorbit destul. Let's take it for a spin, shall we? Ok, am scos-o din casă și vreau să vă spun că avem un cric reglabil principal și cricul ăsta secundar pe care stă când e pliată. Avem o presiune de 50 de PSI în ambele roți și hai să vedem ce voltaj avem. 40,4 volți. Avem aproape toți volții, mai lipsesc 2. De pe butonul plus, dacă ținem apăsat, aprindem farul pe față, iar de pe butonul minus, dacă ținem apăsat, activăm cruise control. Bicicleta o să plece și acum merge singură cu vreo 5 km la oră. Asta este foarte util pentru mersul pe trotuar. Odată ce activăm frâna, s-a dezactivat cruise controlul, s-a oprit bicicleta. Acum, eu am făcut o prostie pe care recunosc că nu trebuia să o fac și na, am spart codul de la display, am delimitat de la 25 de km la 35 de km la oră și acum e cam mult pentru ea, dar de dragul testului mergem mai întâi pe off-road, probăm suspensiile, ia uite cum a plecat. Doar am pedalat puțin, s-a dus. Deci de dragul testului facem cu 35 de km la oră. Testăm frâne, testăm suspensie, testăm urcarea în pantă. Nu se aude absolut niciun zgomot, deci decât lanțul se mai aude din când în când.
frâne foarte ok. Haide, 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 haide. Deci eu sunt în viteza a 6-a și în viteza a 5-a electrică, pentru că dacă las mai jos de viteza a 6-a, pedalez în gol. Și așa pedalez în gol. Și încă o chestie, șaua asta are pernă de aer. Eu am crezut prima dată că am pană, că răsuflă, zici că oftează când mă pun pe ea. Și e fix ce trebuie. Hai să-i dăm pe cruise control, că suntem pe trotuar. Pe stradă e cam aglomerat la ora asta, după cum se poate vedea. Haide! Aproape că m-am ridicat pe roată când am plecat. Motor de 250 de W. Avem aici o pantă. Facem proba de frânare mai întâi, unde avem deja 30-33, cam 30 de km la oră la curbă frânez. Și am oprit. Suspensia pe față lucrează foarte bine, mai ales în condiții de frânare. Și acum o să vă arăt ceva interesant, pentru că am impresia că nu m-ați crezut când m-ați spus că motorul ăsta de 250 W e foarte puternic. Și comparând cu o trotinetă de 250 W care să urce dealul ăsta pe care o să-l urc eu acum, o să vedeți că motorul ăsta nu are niciun stres, îl urcă fără niciun fel de problemă. Aici începe dealul și eu nu pedalez deloc, eu doar dau învârt pedalele ca să știe motorul că trebuie să meargă. Absolut niciun stres, deloc, nu am efort în picioare, deloc, deloc, deloc. Nici acum, nici acum, nici acum. 28 de km la oră, 27. Nu pedalez absolut deloc. 25 de km la oră. Pur și simplu dau din pedale în gol, sunt în viteza 6, pot să dau și mai jos. Pe tot așa dau din pedale. Pe viteza 1 dau încet. Asta înseamnă motor conceput pentru 20 de inci. Vreau să zic că roțile nu mi se par prea mici. Pe aceeași senzație ca la cursiera de 28 de inci, nu știu. Totul e ok. Iar ca și autonomie, dacă o tot ajut așa din pedale, cred că mă duce minim 50 de km, având în vedere că bateria de 10 Ah pe trotinetă duce 25 pe 36 de volți, neasistată de pedale. Aici dacă tot o ajutăm așa și tot așa având și are și roțile mari și din inerție se duce singură după ce pornește motorul puțin, cred că o să meargă mult și bine. Încă o chestie, frânele sunt în sensul invers decât sunt pe trotinetă, adică maneta din stânga este pe față. Bineînțeles că asta se poate schimba făcând un switch la cabluri, adică e o chestie pur și simplu cum suntem obișnuiți. Dacă am mers cu bicicleta până acum, suntem obișnuiți așa. Dacă am mers cu trotineta, le avem invers. Cum vi se pare? Aș să spune sincer cum vi se pare pentru o bicicletă low budget care nu este făcută în China. Avem aici un sticker pe care putem să-l folosim ca și dovadă că bicicleta asta nu e făcută în China, pentru că scrie pe ea în turcă. RKS Automotive Sanati Ticaret. Asta înseamnă made in Turkey. Ca și ultime aspecte, avem greutatea totală a bicicletei de 22 de kilograme, partea grea este în spate cu motorul, centrul de greutate cred că este pe aici pe undeva, da. Deci dacă o ridicăm de aici, totul e ok, stă echilibrată și o putem ridica pe scări sau unde avem nevoie. Greutatea maximă suportată este de 120 de kg, iar presiunea maximă din roți e undeva între 60-66 PSI. Mie unul îmi place, chiar insistiți să-mi spuneți ce părere v-ați făcut despre ea. Cum vi se pare pentru prețul ei, cum vi se pare bateria care ați văzut cum arată înăuntru. Toate specificațiile și toată descrierea o găsiți la jelly.ro pe site și
Nu uitați să vă abonați la canal și să-mi spuneți dacă vreți să fac review și alte biciclete sau scooter sau ce mai au cei de la Jelly pe site.